sala de ședință sunt la moment 25 consilieri din 27. Domnul Petru Bondar s-a trot îndat, domnul era pe drum în două minute s-a trot. La pauză, cerem pauză. Ce propunerea este să începem ședința Consiliului, ședința poate să fie deliberativă. Și domnul Avramov Vecislav. Dumnealui a anunțat că e la Chișinău și nu are posibilitate să fie prezent la ședință. Este propunerea, putem să începem ședința, da? Mandatul. Înainte de a alege președintele ședinței și de a începe ședința, eu vreau să aduc la cunoștință, de fapt la ședința de data trecută am adus la cunoștință hotărârea Comisiei Electorale Centrale, dar acum este prezent în mijlocet și domnul Petru, domnul Ion Corubin, respectiv vreau să aduc la cunoștință că potrivit hotărârii Comisiei Electorale Centrale numărul 2879 din 7 noiembrie 2019 a fost atribuit mandatul de consilier raional candidatului supleant de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, domnul Corubin Ion. Și dacă îmi permiteți să emân mandatul de consilier. Stimați consilieri, înainte de a începe ședința, rog să onorăm drapelul. Mulțumim! Eu vreau să aduc la cunoștință conform procesului ședință. În proces de informare, înainte de a începe la ordine de zi, a să aduce la cunoștință procesul verbal al Comisiei de Specialitate. Înainte de a examina ordine de zi, este necesar de a alege președintele ședinței. Ce propuneri sunt? Deodată începem ședința. Respectiv a fost propunerea că să fie început ședința. Pentru a începe ședința, este propunerea să fie... Cine e pentru aceea ca să fie început ședința, putem și votați. Eu sunt împotrivă, abținuți, nu sunt, mulțumim. Pentru a conduce ședința, este necesar să fie ales președintele ședinței. Ce propuneri sunt? Domnul Bătrâncea. Este propunerea domnului Bătrâncea. Mai sunt careva propuneri? Nu știu. Domnul Chirilov, Ion. Este propunerea domnului Ion Chirilov. Cine e pentru? Eu pun în ordinea consecutivă cum am oferit propunerea. Candidaților. Cine e pentru ca președintele ședinței să fie domnul Bătrâncea Vasile, poftim și votați. Împotrivă. Unul împotrivă. Abținuți. 1, 2, 3, 4. Cât a fost pentru? Eu am văzut majoritatea a fost pentru Bihauzbin, dar pentru procesul verbal am vrut să stabilesc cine e potrivit. Votul majorității consilierilor aleși a fost susținut domnul Vasile Bătrâncea. Domnul Bătrâncea. Am vrut și noi, Vasile. Întâi tot înainte. Așa, în caz de imposibilitatea domnului președinte ședinței de a semna deciziile, este necesar de a desemna persoana domnul Chirilov, care semnează. Este propunerea ca domnul Chirilov Ion să fie desemnat ca persoană în caz de imposibilitate de a semna deciziile de către președintele ședinței. Cine e pentru? Poftim și votați.
Împotrivă, abținut, nu sunt la nimeni. Colegi, astăzi la ordine de zi sunt puse două întrebări. Care vă propune? Secretariatul și pe urmă. Tătarul Victor. S-au numit trei persoane, dați, spunem la vot, pentru Vlad, Gazia și Tătarul. Cine pentru rogul cum vorbea? Eu propun ca să fie exclusă Gazia și să fie domnul Petru Mișa, ca să fie cumva mai colegial. Nu, dar să nu fie... Care e problema? Aici se acceptă, domnule. E un lucru care... E interesant. Poți să mă la 10. Urât. Rămânem la primul propozitor. Dați-ți spune, pentru nominal, pentru Vlad Gazia și Tătarul, rog să votați. Se propune ca personalitatea să fie și ca numărătoare, adică să ducă evidența votărilor. Așa, la ordine de zi avem două întrebări. Prima întrebare... Înainte de bine? Da, poate. Conform procesului verbal numărul 1 al Comisiei din opoziție, Comisia se numește Dezvoltarea sectorului asociativ și relații transfrontaliere și mass media. S-a decis alegerea președintelui comisie. Comisie este domnul Policinski Grigori și secretar a fost desemnat Gazia Nicolae. Asta e pentru informație. Bine. Secretarul sau secretarul? Numărătorul. Mulțumim. La ordine de zi sunt două întrebări. Cu privire la legea președintelui și a doua întrebare cu privire la legea președintelui. Alte propuneri. Întrebare. Da. A doua întrebare încă o dată, spuneți-o. Alegerea vicepreședinților raionului. Ați mai exclus. Eu citesc în ordine de zi care v-a fost propus. Este propunerea să fie aprobată. Nu sunt alte propuneri. Nu. Cine pentru ordine de zi numită? Rog și votați. Așa. Numărătorii. Vă rog să vedem pentru că nu sunt toate mâinile ridicate, așa că cred că ați fi... Unanim. Dar e unanim. Unanim mai este. Pe două persoane să fiu cu mâinile pe masă. Trei. Trei, da? Trei. Număr ei să le-o ținut. Așa. Înseamnă că... Trei. Cine sau... Cine... Împotrivă? Împotrivă. Ați fiind sau abținut? Așa. Unu. O ce ai înșit? Bună, înseamnă că ordinea de zi se primește. Regulamentul. Pentru a trece mai productiv, regulamentul la raportor. Se propune pentru întrebare să tare. Cine este raportor? Raportorii primului, din numele consilierilor și au fost atâtit eu, la doilea... Din numele consilierilor care? Alegem, da,
Regulamentul care l-am propus. Ce ni pentru aceia ca raportorii să aibă acolo 3 minute și culoare trimite până la 5, v-ați votat. S-a primit. Să aibă ce cu prima întrebare. Privire la legea președintelui Rău. Fracțiunea socialiștilor în este propunerea de a înainta pentru funcția de președinte al Raiului, domnul Grigore Filipu. Asta e propunerea. Cine? Nu, eu sunt careva propuneri sau... Dar este o propunere, este cam foarte scurtă propunerea, că doar se propune persoana. Noi solicităm, poate candidatul pentru funcție să se iasă în față, să ne spună cum vede mai departe lucru care va avea loc în raionul de Vasari, ca un program de activitate. Să fie așa mai cu de lată. Asta așa am fost întrebarea, da. Oricare propune. Poftim. Acum, un pic ce eu vă aduc mulțumiri la toți cei care susțin propunerea mea de președinte al raionului de Băsari. Eu cred că o să găsim o modalitate de lucru atât a și care mă propun, cu și care mă vor alege și cu și care nu mă vor alege, care nu mă vor pe mine în calitate. Asta e a mea viziune și conține de programul. Programul nu numai anul. Programul este solicitat și de fracțiunea noastră, a Partidului Socialiștilor. În primul rând, și vrem să facem noi aici în Raion. Asta pe noi ne doare piteți. O mare parte din cetățenii, nu numai a Raionului, a localităților Raionului, dar și a Republicii, pleacă după cotare. Doar pricina nu de ce e, că el de binevol, ori de mare bucurie, se duce la cotare. Dar pricina e aceea că lipsesc locuri de muncă în localități. Și în primul rând, noi trebuie să facem ca să îi întoarcem înapoi pe cetățenii niște. Să duc doar cei mai tineri care nu că au forță de muncă, dar să duc și tineretul care în loc să rămâie aici, să aibă copii, să crească, rămân la noi numai pensionari în localități. De atâta eu propun prima întrebare, care este asta, investiții, locuri de muncă. A doilea punct, asta este, știți, care dezvoltarea drumurilor, localităților, fiindcă dacă prin centru undeva sunt încă drumuri mai bune, pe unele localități sunt foarte, foarte rele. Alt punct care eu îl văd, asta grija față de oameni. Adică de bătrâni, bolnavi, de bijetnici care au o leafă care nu se coincide cu cerințele de astăzi. Noi vreau să facem tot posibilul. O să înaintăm diferite proiecte, diferite propuneri de la guvern, la alte instanții, ca să fie tendența majorată. Încă un punct, mediul ambulant. Dar singur vedeți că în fiecare localitate și fel de gunoiște avem. Unde nu m-au bătut în vânt, în plină localitatea, plin grădini, pline cu pachete diferite murdării. Noi vedem astăzi la ce am ajuns cu Nistru, mâine pe mâine, dacă mulți din noi
știu, când erau copii, cum se ducea la nisul la scaldat, acum, mai ales în barajul de sus, acolo de-am unele sate, care se lăm, Sintea, Manovata, se vălău, că n-au unde de-am scaldat. Au rămas fluviu cel vechi al nisului. Totuși, întrebarea asta ar trebuia să fie ridicat la un nivel foarte înalt. Canalizarea, care e foarte, foarte proastă la noi în raion. Și nu numai canalizarea, dar și apa, care nu în toate localitățile o au locuitorii. Asta ar trebui să fie făcut un proiect general cu canalizare în toate localitățile și cu apă. Trebuie de văzut școlile, grădinițele, toate instituțiile astea, în ce stare ele și află. Unde au să viască tot de impus unele eforturi de reparat, de poate pe unele localități și de coridorul guvernului construit și altele noi. Iată pe scurt și dar bineînțeles, asta e o mică părțică, așa e și eu propun. Eu cred că vom conlucra și toate proiectele, tot ce aveți în plan de voastră de propune, eu am discutat asta împreună și eu am implicat în viață. Eu am două chestii de comisiile din care am făcut parte și din care acum fac parte. Prima întrebare ține despre relațiile noastre cu alte regiuni. Știți că noi avem este un acord de colaborare cu județul Buzău, care ei s-au angajat să ne ajute la astea. Cum vedeți mai departe? Eu știu că în ultimul timp cam un pic a fost ceva săptăpat. Da, eu mulțumesc de... O să mergeți mai departe pe... Uitați la care e situația. Eu nu știu cine v-a spus dumneavoastră că au fost săptăpate. Eu asta n-am auzit, eu prima dată auzit dumneavoastră. Asta ar trebui să devină și cine v-a spus dumneavoastră, care e pricina. De atâta noi v-am dat comisia asta, făcută cu două publicitate, care are un experiment foarte bun în același domeniu, eu cred că vom susține și nici un fel de stopare la aceste proiecte care sunt foarte frumoase, bune, aceeași Rusie, aceeași România și așa mai departe. Eu cred că asta e o vorbă care nu e la locul. Cuvinti în toată lună, încolo. Da. Și ultima întrebare. Da. A spus despre canalizare tot timpul, dar pe mine mă interesează susținerea sportivilor și a tinerilor din Eu cred că și întrebarea asta este pe primul plan al nostru, fiindcă știți, sportul, cultura, eu cred că știți că eu sunt din Dubăsari, născut în Râmnița, pe mine tare mă doare inima când eu trec peste vamele astea, peste grănicirile astea, dar este o vorbă că zice sportul, cultura unește lumea. De atâta eu am să vă spun în orice direcție, în orice propunere la urmă. Întrebări la raportor. Mergem la votare, pe urmă și întrebări. Eu spun Grilov de Ion, fracțiunea PAS. Deci am o întrebare la dumneavoastră. În cazul de dumneavoastră o să fiți ales președinte, da? Vrem să vedem viziunea dumneavoastră, adică la acțiunile care le-a întreprins domnul Pulcinski, ele vor fi duse până la capăt, adică am în vedere în satele de raion, au fost întreprinse lucrări de reparația drumurilor, dar nu au fost finisate dumneavoastră, vedeți că vor fi... Eu din contra, eu am propus și vă sunt orice proiect care o să fie pus la discuție la Consiliul Regional, o să fie susținut. Bineînțeles, noi trebuie să arătăm că raionul Dubăsari este ceva mai
înalt, mai bine se dezvoltă, nu numai pentru cetățenii Republicii Moldova, dar nu, eu cum v-am spus, noi trebuie să arătăm și la partea transnistreană, care tot timpul circulă piste raionul după Sare. Pincele de drum, pincele de cale, și noi trebuie să arătăm fața noastră a raionului după Sare. Și mai am o întrebare. Deci, dumneavoastră ați menționat de implementarea proiectului de canalizare de acveduct. Referitor la asta întrebare, vreau să spun că în satul Vâstea este implementat un proiect de la GIS Moldova, dar care costă 1.200.000 de euro. Deci, 1.200.000 de euro se ajunge la un lot, adică proiectul este împărțit în 3 loturi. Suma asta necesară nu ne ajunge la un lot. Dumneavoastră, vedeți surse financiare ca să ajutați localitățile cu implementarea proiectului. Adică și primăriile de loc. Eu am înțeles. Noi trebuie să proiectul este tot discutat toți împreună, pentru că știți, aceasta e o sumă foarte, foarte... Pentru a finisa proiectul, ar trebui 3 milioane de euro. 3 milioane de euro. Deci, ca și investitor, dumneavoastră, să vedeți în viziune, că noi nu venim să cerem la dumneavoastră banii ăștia. Adică, în gândirea dumneavoastră, strategică, cum am putea noi recomandat la ambasade? Eu spun că avem să facem tot posibilul, piste ambasade, piste alte trusuri, o să facem tot posibilul să ajutăm toate localitățile. Am și o întrebare, dacă se poate, președinte. De partea fracțiunii Partid Democrat vreau să vin cu întrebarea la dumneavoastră dacă o să fiți cazul în care sunteți președinte a Consiliului Regional de Băsari, Poți fiți dispus să lucrați cu ceilalți, cum numiți dumneavoastră opoziția, pentru că până acum am văzut că nu este nicio comunicare, nicio telefon, nu răspundeți și nu știu, dacă dumneavoastră a spus că să susțineți proiectul decizii sau proiectul bune al fiecare consilier, dar în așa caz, nu este că dumneavoastră sunteți dispus ca să lucrați cu noi. Eu, înainte de a începe discuțiile este, eu m-am adresat la toți, că să vorbim și să o discutăm cu orice fracțiune, măcar cu roșii, măcar cu zvierți, măcar cu sălbaștri. Dacă o să vină Colbaștri. proiecte frumoase, bune, de ce să nu le discutăm? Adică dumneavoastră o să fie dispus la o colaborare bună cu toți consiliile? Teți, da, teți, n-are importanță și mie la orice parte. Întrăm partide și ieșim o pămână. Eu propun în felul următor, că noi astăzi să uităm de politică, să uităm de partide, dar să ne unim, cum ați spus, într-o familie, să ducem și am promis la cetățeni, la alegători, mai departe, până la cameră. Deci, vedeți, promiteți acum că transformăm Consiliul Raional într-un Consiliu pentru Raionul de Băsari și nu pentru partid. Bineînțeles. Dacă o să fie așa, atunci noi... Adică noi dorim ca să nu fie o discriminare de sat, de platou, de chestii de astea. Eu am mai spus încă o dată, orice proiect, orice decizie de unde n-ar veni, ne-am strâns tăți aici și am discutat-o. Nu cu unul, ori cu doi, ori cu trei, cu tăți împreună. Pentru că eu înțeleg că dumneavoastră așa înțelege noi că o să fiți votat ca și de Raion și noi vrem să fiți întâlnit la Raionul tuturor cetățenilor și indiferent, adică să reprezentați nu partidul, dar Raionul. Adică asta ne dorim din motiv că cu noi nu ați dorit să aveți cel puțin o mică discuție de un minut. Fracțiunea Partidului Democrat a decis în moment să... Dacă vreți, poate să luăm o pauză. Adică noi ne abținem pentru că dumneavoastră ați refuzat și comunicare și... Eu am refuzat tot ce vedem chiar și dintre țări. Faci o consultație indiferent, că e șură sau... Adică noi să putem că ar fi ok, ar fi fost ok ca înainte de... Dați să vă spun o repusă cât de discuțiile astea care dumneavoastră acum le-ați ridicat. În primul rând, eu n-am avut discuții, n-am tot face discuții, că nu eram care să știm. Vreau așa, v-ați exprimat. A doilea, ce și ne-ați propus nouă, vă dăm două funcții de vice, știți, asta cam bogat ați cerut. De la 5 mandate, la noi 12, dumneavoastră aveți 5. Să le dăm două funcții de vice. Asta eu cred că... Nu de bogat se crede. Da. Nu, dar de ce? Eu iubesc vorbă simbă deschisă, nu vrem pe... Pe... Familie prea zic, domnul Cățu, dacă îmi permiteți, eu am să vorbesc referitor la cei doi vicepreședinți. Noi am menționat mai interior că noi eram gata să votăm candidatura dumneavoastră fără nicio propunere, fiindcă noi absolut toți ne-am venit aici după funcție. În spatele nostru o echipă care are și se ocupa și noi am venit numai
pentru a, adică a continua lucrurile, spre exemplu, de la președintele de aici, spre președintele nou. Absolut n-am discutat despre doi vicepreședinți, noi am discutat la nivelul de negociere. Asta nu a fost o strică. Dar eu vreau să spun altceva. Este important astăzi ca dumneavoastră să trageți atenție la lucrurile care au fost anterior, să nu să mergem spre o continuitate, pentru că este important întotdeauna când vine noua guvernare, sau vine un nou președinte, sau vine altcineva, un conducător, încerc să schimbe lucrurile, așa de care au rămas în urmă srele și așa de care vin. Deci ar fi bine să țineți cont, ca o recomandare, mă rog, dacă îmi permite, să continuați lucrurile frumoase care le-a început domnul președinte Grigore Turcinski. Și într-adevăr, raionul de Băsari să persiste pacea și liniște. Asta eu cred că ar fi un succes al dumneavoastră enorm. Sperăm spre asta. Noi, cu regret, după cum a spus domnul Izman, astăzi o să ne abținem sau o să votăm împotrivă, dar dumneavoastră aveți votul necesar și susținerea noastră pentru viitor. Dacă o să ne convingeți, noi o să primim o mână aproape și o să vă ajutăm întotdeauna, fiindcă fără oameni nu poți face absolut nimic. Eu vă mulțumesc de ce și v-ați exprimat, v-ați spus. Pur și simplu, și eu, uitați, astăzi dumneavoastră primiți decizia. Să mă susține, mă votați, asta e cum doriți. Eu, pur și simplu, vă rog, în viitor să colucrăm, să susținem unul pe altul. Noi am spus. Asta că mă susține, ori nu mă susține, asta e, știți, asta e fața susținem. Noi am spus, suntem deschiși spre o colaborare și chiar ajutor dacă este nevoie. Stați să vă deschid un secret, să spun, eu personal mă cunosc toți, nu vreau să accentuez mult, dar am mers numai pentru asta. Încă o dată m-am venit în componență Consiliului Rănal, ca să lucrez așa. Pentru că nu sunt creați, am fost fapt nevoie. Între noi nu poate fi. Cuvântul opoziției, dați să luptăm. Nu știu că nu s-a pronunțat. Vă rog să uităm cuvântul opoziției. Opoziția asta, când stau și să confrunt tipul, în loc să potrează întrebările, oamenii numai să discute și nu fac lucruri bune. Dacă insistați să aveți o pauză, vă rog. Au fost așa o propunere. E decid băieții să duc sau nu? Astăzi mingea e în partea Partidului Socialiștilor. Dumneavoastră aveți voturile necesare. Noi, că o să ne luăm pauză, eu cred că nu știu. Dacă două secunde pot să mai expun și eu, vedem că am colegii din PSRM, dar fac colegii, hai, pune la vot în ritm, că ești cum mă vorbesc, adică asta nu este o colocare bună. Noi nu cerem pauză, poftim întrebări, mai avem, dacă nu știu, colegii. Mai aveți întrebări, dacă nu, poftim pe ministrul, dar am partea noastră. Bine, am înțeles, înseamnă că depozitați la pauză. Dacă nu mai se propun... Fiind tot într-o întrebări care au ridicat colegii din fracțiunea Partidului Democrat, că totuși aș dori că, în cazul când candidatul la funcție de președinte fie ales, să aibă în vedere că totuși aici care un candidat la funcție de consilier regional, fiecare partid are cu care vei programe. Și dacă programele sunt puncte, programele la fiecare, la democrați, la comuniști, la propa punct, sunt strategii și sunt puncte care sunt foarte benefici pentru raion, aș ruga cum și dumneavoastră ne-a asigurat că să fie atenție dată prioritară pentru cei ca raionul să aibă dezvoltare bună. Și personal, pentru mine, mă interesează și o întrebare și ubrede, care au avut o spate la din, la altul, care va în au încredere în domnul Filipov. Cum de noi vede totuși lucru cu partea transnistreană, pe ceea ce avem noi posturi la mare, care vedem care foarte ne încurcă, și cum dumneavoastră a stat ce curată să aibă cum a stat lucrul mai departe, pentru că domnul Turcinski a stat mult. Noi știm probleme care au fost, atât aș vrea, că domnul Iuțu cum a stat de sat, că a să fie probleme care să vreau soluționate nu e competența președintelui. Este competența. Domnul Pietru, eu cred că unele probleme care vor fi în ternișirea mea a consilierului o să fie rezolvate. Și e și mai grele unele probleme.
Eu cred că ne-am adresat la guvern, la președinte, la comisie, da, fiindcă doar să vă știți, eu sunt de acord, eu în fiecare zi, de două, trei ori pe zi, eu trec peste dânsă. Și cel mai obișnuitor ne era când te oprește, se deschide mașina, se ia documente, stai că nu voi veni, te reține ghetto aproape jumătate de oră, asta e tot plăcut. Eu cred că lucrurile astea în timp de vreo, după cum am eu informații, în timp de vreo 2 ani, jumătate, 2 ani, s-a rezolvat. Au zis, pare, pe tine. Da. Vă zic, dar nu credeți că din de președinte de raion, dacă fiți ales, vă să apară probleme mai mari cu trecerea la frontiere, cu focul ăsta, așa spusă, frontieră, cu transmisie? Eu cred că nu. Eu cred că nu. Ultimul timp, domnul președinte... Păi, eu am dat întrebare, nu știu. Domnul președinte, ultimul timp trebuie să fără nicio problemă. În primul rând, eu locuitor al transmisiei. Adică cum mă numesc al transmisiei? Fiindcă nu locuiesc în Dubăsaț. Eu cetățean al Republicii Moldova, eu activez aici, eu sunt ales cetățean în regiunea Dubăsaț. Și e și mai ușor pentru mine ca să mă duc, de exemplu, la... se cheamă la președintele orașului Dubăsari, se discută conducerea de administrație. Mie e mai ușor decât la cel care e din Moldova, înțelegeți? Chiar acolo la intrare, cu niște de paza lor. Eu am acces liber. Acel l-am. E mai problematic. Eu cred că din punctul de vedere e tot un plus. Și o întrebare mea. Iese oră președintele țării spune că noi suntem aleși poporul și suntem sluga narodului. Eu vreau să aflu pe dumneavoastră. Dumneavoastră să știți sluga naroda, ori sluga al careva partidului. Nu, eu am să știu. Știți, așa e o întrebare, că sluga naroda ori a partidului. Cine o ales partidul? E că te dă o întrebare asta. Voi cine sunteți să ales? De popor. Abia că noi trebuie să lucrăm pentru popor. Dumneavoastră zic în calitate, veniți în calitate de președinte de raion. Aici trebuie să fie divizate dacă problemele de partid. Eu v-am spus că suntem aleși de popor, noi vom să lucrăm pentru popor. Bine, mai sunt întrebări. Ultimul mesaj care vreau să-l transmit pentru consilierea raionului. Ca excepție. 5 secunde, dacă îmi permite. Era bine din partidele care minoritare în Consiliul Raional Dubăsari, să mai înainteze o candidatură la funcția de președinte. Și era cam și mai democrat și era mai, să spunem așa, să vede că noi suntem mai cu viziuni mai diferite și alegem viziunile și multe idei. Dar domn Filipov, să primit așa că e o candidatură, eu cred că dumneavoastră meritați și într-un ceas bun. Dacă ați convins, eu cred că punem la vot. Așa, dar vă rog să votăm pe alegerea președintelui Raionului Dubăsari, pe domnul Grigore Filipov. Cine pentru aceasta, rog să votați. Cine pentru 17. Pentru? Așa. Împotrivă? Împotrivă. 5 împotrivă, s-a obținut 2. Așa. Prezenția a mutat tot. Dați 25 persoane. Președinte, domnul președinte. A, domnul președinte. Nu e absent. El e pentru. Posibil, da. Dați, când aveți de luat, întrebăm, dar la concret, datele care s-au primit, destul de... Nu contează un vot. Da. Și domnul președinte, vă felicităm. Și trecem la întrebarea a doua. Cu privire la legea vicepreședintelui Raionului, raportorul domnul președinte. Eu cred că orice lucru care se face în orice organizație, cel mai mult în Raion, eu cred că trebuie de ales doi președinți. Vicepreședinț al raionului Dubăsari. Eu o să citesc proiectul, dumneavoastră o să primiți precizii.
se propune proiectul de decizie cu privire la alegerea vicepreședinților regionali. În conformitate cu legea privind administrația publică locală, numărul 436, din 28 decembrie 2006, propune să fie ales în funcție de vicepreședinte al regionului responsabil de domeniul social, domnul Grigoriu Sârghei. Să fie ales în funcție de vicepreședinte al regionului responsabil de domeniul investiții, agricultură și industrie, domnul Popa Dumitru. Domnul Șumul, în cele care, dar să predispozi pe un proiect decizii a vicepreședinte? Da. Dar dacă nu acumulează, noi votăm, strămește, votăm. Noi votăm în nominal, nu. În nominal, dar dacă nu vrea, ce faceți cu proiectul? Facem. Facem. Eu asta vreau să spun. Să recomandăm două proiecte de decizii să fie pentru fiecare parte. Pentru că poți să fie și mai ușor să dați pentru fiecare parte. Mă vedeți, dar ar fi corect. E o întrebare, domnul. Oricum să aștept la jocuri. Adică procedural, pur și simplu. Procedural ar fi corect, dar oricum... Alte propuneri sunt? Este cancelarea de stat. Așa, este o propunere de a susține propunerile domnului președinte de a înainta la funcție. La comisie a fost... Da, comisie de specialitate domnul președinte. Da, este mai fără. Da, este o comisie. Asta, până data, aveți pozitiv. Da, comisie a dat la mine. Domnul președinte, comisie a vot. Da, eu am înțeles. Comisia. Și acum, da, acum este propunerea de a pune la vot, de a vota fiecare persoană în parte, ca să fie clar. Pentru prima candidatură, în funcție de vicepreședinte raionului, domnul Sergiu Grigoriev. Cine pentru candidatură, domnul Sergiu? Rog să vă eu și-mi scuză, deodată trebuie să le oferim lor posibilitatea să se prezinte. Eu am întrebat, sunt propuneri alte reprezentări. Este corect. Noi trebuie acum să votăm. Votăm pe ambii, odată, votăm adunări propuneri, fiecare în parte. Așa este. Dați să facem așa, că urmă îi dăm voie să se expună. Da. Bine. Totuși, eu am o propunere. Hai că noi trebuie să îl cunoaștem pe domnul Sergiu. Pe domnul Popa noi îl cunoaștem... Ați vorbească! Poate până va fi votat, ca să ne spună și nouă două cuvinte. Hai, spune-mi la voți, dar iau separat. Colegii că sunt meritați și doriți, principalul doriți, să nu vă punem pe acela. În primul rând vreau să mulțumesc, vreau să-l felicit pe domnul Grigore Filipov cu desemnarea și alegerea dumnealui în funcție de președinte al raionului de Băsari. Vreau să-i mulțumesc pentru încrederea care dumnealui vrea să ne acorde prin faptul că mă desemnează în funcție de vicepreședinte al raionului. Respectiv, înainte de a trece la o viziune a mea personală privind activitatea în funcție respectivă, vreau de asemenea să aduc sincere mulțumiri și aprecieri muncii depuse de către anteriorul președinte al raionului de Băsari, domnul Grigore Policinski, pentru rezultatele pe care dumnealui le-a avut în procesul respectiv, inclusiv și pentru munca comună pe care eu am avut-o în echipa respectivă condusă de dumnealui. Respectiv, în calitatea, dacă voi fi susținut de consilierii raionali, în calitatea mea de vicepreședinte al raionului, eu voi depune tot efortul pentru a-mi demonstra abilitățile pe care le-am căpătat pe parcursul anilor respective în activitatea în domeniul administrației publice locale. Voi
depune maximum efort în sprijinirea tuturor inițiativelor, a proiectelor care sunt îndreptate în folosul locuitorilor raionului de Băsari. Desigur că sunt poate careva domenii în care eu nu am avut o tangență directă în procesul meu de activitate, însă sunt domenii care le cunosc. Le cunosc din cauza că am avut o conlucrare pe parcursul anilor respectiv cu colegii din cadrul Consiliului Raional. De asemenea, pentru care vreau să le aduc mulțumiri și dumnealor, inclusiv de vicepreședinților raionului, care multe lucruri le-am învățat în mijlocet de la ei, în procesul meu de creștere ca specialist. Inclusiv vreau să le aduc mulțumiri și colegilor din secțiile, direcțiile, alături de care am realizat și multe activități care mi-au ajutat să am de competența mea personală și de competență de atribuții funcției pe care eu am deținut. Eu sper că momentele pozitive și acea conlucrare care am avut-o cu colegii mei o voi avea și pe viitor. Indiferent de situații, indiferent de poziție, în mijlocită fiecare în parte. Eu sunt o persoană care întotdeauna mă strădui să găsesc o limbă comună cu orice. Așa că momentul respectiv îl voi păstra și pe parcursul de exercitării alte funcții, dacă voi fi susținut. Mulțumesc! La candidat, mai sunt întrebări? Eu cred că e tot clar, dumnealui știți destul de bine că a avut funcții de mare răspundere, spunem așa, în Consiliul Raional, a fost șeful Direcției Juridice, secretarul Consiliului, asta e indiscutabil o funcție care a avut tangență cu toate cele, spunem așa. Eu nu cred că este un domeniu în care Bucana se găsește șire de situație. Eu vreau să spun la vot pentru candidatura domnului Grigoriu. Da, mulțumesc. Stimați consilieri, permiteți-mi să o felicit și eu pe domnul Grigoriu cu alegerea în funcție. Sigur că vreau să-i doresc succes, să fie în Consiliu nu mai rău cât cum este acum. Doi, sigur că candidatura domnului Sergiu Grigoriev este o candidatură foarte bună și la acest capitol vreau să-mi exprim încrederea că dumnealui va reuși în continuare să-și realizeze competențele de serviciu nu mai rău decât cum le-a realizat doamna Maria Jandie pe cursul activității a 16 ani de zile. Deci eu chiar v-aș ruga să-i mulțumim doamnei Maria prin aplauze pentru munca în colegiul. În al doilea rând, sigur că eu cred că domnul Grigoriev, într-adevăr, cunoscând activitatea Consiliului Raional, cunoscând programele de activitate, care au trecut praf prin mâna dumnealui majoritatea, va reuși în timpul cel mai apropiat, în colaborare cu alți colegi din cadrul Consiliului Raional, să promoveze și să facă, într-adevăr, aceste lucruri ca să se îmbunătățească, să fie un social pozitiv în raionul nostru. De aceea, propun să fie susținută candidatura domnului Grigoriev pentru funcție de vicepreședinte, pentru că, într-adevăr, domnului este bine pregătit și are toate capacitățile să o realizeze cu greu. Mulțumesc! Da. Așadar, bunim la vot. Cine pentru ce că domnul Grigoriev este numit în funcție de vicepreședinte? Procedural, să fie o claritate pentru toți, că se mă apară careva momente.
Proiectul de decizie a fost înaintat în întregime, cu ambii candidați. Au fost propuneri, pentru ca să fie pus în discuție și, și aprobat fiecare candidatură nominală în parte. Respectiv, pentru a stabili această procedură, noi trebuie să punem la vot. Mergem nominal sau în întregime. Cine pentru cei că noi să votăm persoanele în parte nominal, rog să votați. De asta și-am spus, da. Și votăm. Eu încă n-am, dar mulțumim, mulțumim, unanim. Acum punem candidatura domnului Grigore la vot. Cine pentru cei ca domnul Grigore să fie numit în funcție de vicepreședinte, rog și votați. Numărătorii. -21. 21 pentru, contra. 5 contra. Abținut? Vă felicităm, domnul Grigore. Vă rugăm ca să vă simțiți mâna dreaptă a președintelui, permanent să vă includeți în toate procedurile care practica de lucru e mare și cred că asta ai nevoie de ajutorul voastră și domnul președinte. Așa, la a doilea funcție de președinte, vă zătă domnul Popa. Domnul Popa, după cum merge procedura, vă rog să vă prezentați, să expuneți. Bună ziua tuturor! Stimată colectiv al Consiliului Raional, stimați consilier, domnul președinte, felicitări. Am încercat. Am dus discuții cu fiecare dintre consilieri. Sunt mulțumit pentru posibilitatea de a interacționa și de a ne cunoaște mai bine. Sunt sigur că colaborarea noastră va fi una eficientă pentru Raionul Dubăsari. Sunt originar din satul Molovata. Mulți mai întreabă care Molovata, e Molovata veche. Este mai clar. Am studiile în științe economice licențiat, masterat în științe economice și al doilea masterat în analiză politică, politici publice de la Școala Superioară de Economie din Moscova. La fel sunt doctorant la Universitatea de Stat din Moldova în economie mondială și relații economice internaționale. Am un hobby, îmi place foarte mult să ofer din experiența pe care o dețin celor mai tineri, respectiv sunt cadru didactic la Universitatea de Stat din Moldova, la Facultatea Științe Economice. Mi-am propus, împreună cu echipa, să venim în această funcție pentru a da posibilitate raionului de o comunicare cât mai bună. Sper foarte mult că împreună cu dumneavoastră și împreună cu componența aparatului președintelui Raionului Dubăsari să elaborăm împreună proiecte bune pentru raion, să ne implicăm cu toții pentru a ne duce până la capăt și să ne bucurăm la fel de rezultatele pe care o să le obțin. Sunt recunoscător pentru faptul că sunteți prezenți aici, ceea ce și aduce o energie specifică în în sala mare a Consiliului. A fost o întâmplare pentru mine să ajung în listele consilierilor din partea blocului acum, dat fiind faptul că mai sunt și consultant în afaceri și consultant în politică. Ajuns aici, prin întâmplare, ajung a fi prin serios înaintat în funcția de vicepreședinte. Inițial, gândul meu este, și țin să-l comunic și vouă, a fi pe o scurtă durată, de a pune carul și de a merge. Sunt persoana care repede prinde o activitate nouă. Sper foarte mult să fie o activitate care să mă țină legat de Consiliul Raional și să dureze până la finalizarea mandatului. Dar asta deja ține de lucrările care o să fie întreprinse de noi toți.
vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia, că am avut ocazia să vă comunic despre mine. Țin nemijlocit să vă cunosc fiecare în parte. Sunt satisfăcut pentru faptul că depuneți efort în funcția pe care o aveți, în activitatea pe care o aveți în beneficiul Raionului după Sari. Și vă doresc mult succes în continuare. Dacă aveți întrebări, vă rog. Mulțumim, da, vă rog, întrebări. Ștefan Riga, o luat în nou după Sari. Spuneți, vă rog, în ce domeniu s-a activat până acum, ce funcție a avut și la momentul dat ce funcție a avut? Orice întrebare, chiar dacă și mă face să repet răspunsul, o să-mi fac plăcere. Sunt cadru didactic la Universitatea de Stat din Moldova, la Facultatea Științei Economice. Și sunt consultant în afaceri și consultant în politic, ceea ce înseamnă că sunt în prestare servicii la unul din partidele politice din cadrul blocului. Mai sunt întrebări, vă domnule. Da, 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 poftim. Eu vreau doar ca o remarcă, vreau să vă anunț că carul cu denumirea Raionului Dubăsari se mișcă. Nu este nevoie să-l pornim cumva din loc. De foarte, de vreo câteva ori ați spus cuvântul la întâmplare. Dacă veniți pe o perioadă scurtă, poate este altă candidatură care să vină pe o perioadă de 4 ani. Adică ceva parcă vă propune să veniți, de parcă veniți ca să ne salvați de ceva. Adică merge carul bine, merge munca bine, doar este nevoie de o continuitate. Sau cumva ați scăpat, cumva vreun cuvânt. Chiar vă mulțumesc foarte mult. Ceea ce ați spus de continuitate, asta și de fapt avea în esență prezența mea în aparatul președintului Raionului Dubăsari. Îmi propun foarte mult inițierea de proiecte noi. Când am spus carul, nu am avut în vedere că el stagnează. Din contră, vreau să aduc mulțumiri fostei echipe de conducere a Raionului, pentru că proiectele bune și frumoase se văd, se simt. Dat fiind faptul că avem atâta lume prezentă, asta tot spune ceva. Nu pot să aduc cuvinte mai slabe în adresa fostei echipe de conducere. Când mi-am propus de a veni aici, a fost doar continuitatea proiectului, doar îmbunătățirea situației Raionului Dubăsari. Nu mai sunt întrebări? Am luat. Domnul Popa, spuneți-mi, vă rog, cum credeți dumneavoastră, având în vedere, cred că este o continuitate la întrebarea precedentă, cum credeți, nu ar fi mai bine ca în această postură să fie o persoană din teritoriul Raionului? Fie și din cunoscuții dumneavoastră, dar avem specialiști care au lucrat în domeniul respectiv și au capacitatea respectivă, iar dumneavoastră, în calitate de consilier regional, în calitate de doctorant, în calitate de analist politic și respectiv consilier politic, să depuneți efort ca de la nivelul central, de la nivelul Chișinăului, să veniți cu mai mult suport pentru Raionul Dubăsari în speță, ca consilier, și respectiv susținând pe cineva din teritoriu, din echipa dumneavoastră sau din echipa acelor specialiști care și-au demonstrat, cum a spus și dumneavoastră, abilitățile profesionale aici în teritoriu. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Plăcinski. Da, a fost pus momentul ăsta în discuție cu echipa. Eu sunt un om al echipei, respectiv am pus în discuție momentul dat. Echipa însă a venit cu ideea de a mă înainta pe mine. Am meditat un pic asupra posturii date și îmi doresc foarte mult o continuitate a relațiilor cu conducerea politicilor de la centru, dar asta nu cred că o să aducă un impediment în construirea unei relații permanente cu cei de la Chișinău.
dat fiind faptul că activez la moment, locuiesc în Chișinău, oricum permanent sunt în raion, pentru că aici sunt părinții, și nu aș vedea absolut niciun fel de problemă să mă implic activ în viața politică din raion, și nu doar politică, dar și la nivel de implementare de proiect. Vreți întrebări? De fapt, este o mică remarcă, în primul rând, în gestul că am avut niște urmări de la companie și o leată în prezent. Vreau, în primul rând, să fericesc domnul președinte pentru nouă postură, domnul Sergiu, vicepreședinte, pentru că ați fost ales. Eu vreau să spun despre Dumitru că nu-l cunosc de uman, îl cunosc de foarte mult timp, ca un tânăr ambițios, care are în spate deja multe realizări frumoase. În faptul că este și implicat în mediul academic, are și proiecte aici realizate. Și eu chiar mersi pentru că el a acceptat să vin în raion ca să poată să pună umărul la fortificarea în continuare acest raion. Eu cred că dumnealui are potențial ca să contribuie să vină cu un suflet nou în fortificarea acestui raion. Eu, Dumitru, susțin și oricând toți sunt dată să mă implic să susțin ideile bune care îți par vină, poate de la voi, poate de la voi. Bine, mulțumim. Mai sunt întrebări? Nu. Am întrebat, nu la dumnealui, am întrebat la raportor. Da, nu, nu, eu deodată întrebarea vreau să o pun. Da, mersi foarte mult. Mersi. Stimate domnule președinte a Raionului Băsari, întrebarea mea este următoarea. Având în vedere situația de la Chișinău, astăzi a fost votat guvernul tehnocrat, guvernul profesionist, în funcție cu domnul Ion Chico. Nu credeți dumneavoastră că ar fi corect ca și dumneavoastră, la nivelul raionului Băsari, să promovați aceleași idei și aceleași politici de promovare a persoanelor care au pregătire profesională, cu tot respectul pentru tine? Fiindcă noi avem în teritoriul raionului Băsari persoane care, într-adevăr, au activat, activează, deci au demonstrat abilități foarte pozitive, nefiind implicați în careva scheme, în careva discuții, în careva bătălii politice. Întrebarea și profesioniști. Eu, ca exemplu, ar vedea aici un pliad întreagă de asemenea persoane, cum ar fi Valeriu Sandu, vicepreședintele raionului actual, domnul Valeriu Drica, care este independent, domnul Valeriu Păpșoi și alte persoane care sunt aici prezente, inclusiv din echipa consilierilor, care cu adevărat ar avea posibilitatea. Același Ștefan Drigă sau același Isaac Ilie, etc., etc. Nu credeți dumneavoastră că ar fi un element, într-adevăr, pozitiv pentru situația respectivă de la nivel central și la nivelul Raionului Băsari? Da, mulțumesc, eu am înțeles care e întrebarea și eu cred că noi o să ne susținem de ideile acestea, o să facem un fel de calcul, un fel de viziune care și ce funcții poate să o dețină. În timpul de față, noi nu mai începem a lucra și eu cred că totuși propunerea de o singură un calcul. Întrebarea respectivă eu am abordat-o anume în contextul alegerii actualmente a vicepreședinților. Pentru că a fost ideea și gândul că să te mai gândit. În contextul acesta eu v-am dat întrebarea. Eu am înțeles. Ca să nu fie o forțare astăzi, dar să eu înțeles că situația asta se atârnă mai des în favoarea lui domnul Popa, fiindcă eu cred că domnul Gregoriu e un specialist care și ești dumneavoastră să vadă așa. Dar de ce asta putem vedea dumneavoastră în domeniul și activează domnul Popa? E vorba de domeniul instituțional, domeniul economic. Dumnealui, doar el singur s-a exprimat, fiindcă o să activeze, nu știe el cât
lună, două, trei, dar poate și de mandatul, în timpul ăsta o să căutăm împreună, bineînțeles, un alt vicepreședinte al raionului. Da, pur și simplu, fiți la noi să privim timpul să stabilească, tot la locul lui. Da, ca când dați voi, eu totuși sunt sur candidatorul domnului Popa, numai din poziția aceea că Meloie totuși, nu, nu știu, un om să-l avem acolo undeva. De unde mai ușor de deschis ușele și de făcut ceva pentru raion. Știți, când te duci la raion, trebuie să te iei la ușă, întâi să-ți dai voie așa, că deschide ușa și așa mai departe. Așa că eu cred că Meloie are, dacă nu ca profesionist în teritoriu și în domeniile care aș le cureze, păi în alte chestii care mai nu corespund alții. Eu propun să punem la vot. Nu, dar eu mai am un singur lucru. Că, din cauza că ați spus că este bine că să avem un om acolo. Eu vreau să vă aduc la cunoștință că noi, dacă nu greșesc, 2 ani în urmă, am mai votat un vicepreședinte care tot să fie acolo. Și din păcate, am avut mari succes. Și succes, da, nu am fost la astea cu guvernare, dar și de atunci, de fapt, candidatura tot a venit de la domnul Filippo. Și de asta și spun, poate totuși nu vă grăbiți ca să nu faceți aceeași. Lucrurile se repară tare ușor. Dacă toată să va fi iar, se va pare rău. Lucrurile se repară tare ușor. Noi am repărat mai 2 ani de domnul Gazea. Domnul Sfinte, domnul Grigore Filippo, felicitări din partea personală și a acțiunii, domnul Sergiu Grigore, la fel, familia în funcții. Stimați colegi, după spusul domnului candidat la funcția de vicepreședinte, domnul Popa, noi vedem într-adevăr o practică foarte bună, vedem studii foarte bune, vedem domeniul de activitate care le are și eu nu înțeleg de ce dumneavoastră în loc să-l atragem să activeze 4 ani, dar noi de-amul speriem că îl facem să ducă. Are un domeniu foarte vast, economic, investițional. Dacă o să simțim, poate domeniul agricultură să ne vine, poate atunci o să mergem pe a treia funcție de vicepreședinte să fie de domeniul agriculturii. Dar acum, da, să ne încurajăm și să urcăm chiar, poate dumneavoastră nu se duce 2-3 luni, dar poate rămâne 4 ani. Da. Tracțiunile noastre îl susține, susține candidatura domnului Popa, domnul vicepreședinte. Domnul Gazi a spus că merge de acum. Căruța. Dar fără comentarii, puneți la așa că noi trebuie să mergem o opinie. Da. Eu rog să... Târgu s-o facturi. Eu am dat întrebări, acum a solicit să-mi dați cuvânt. Da, puteți. Este regulament. Stimați colegi, consilieri, onorată asistență, așa cum am vorbit anterior, sigur că pentru mine baza mea de activitate am pus întotdeauna pe profesionalismul echipei, pe profesionalismul persoanelor care se promovează într-o formație albaie. Ceea ce a fost spus de colegul nostru, consilier regional, domnul Ilie Busac, sigur că este absolut corect cu asta și suntem în Consiliul Regional, că în Consiliul Regional, într-adevăr, te înveți, în Consiliul Regional cunoști, în Consiliul Regional poți să promovezi și nimeni aici nu poate să încurce absolut la nimeni. Eu am vorbit anume de tema profesionalismului la funcția de vicepreședinte a raionului Dubasac. Având în vedere acest lucru, eu sper foarte și foarte mult că consilierii, așa cum consideră ei, vor vota așa pe dreptul, dorindu-le succes și domnului Popa și tuturor care vor dori să lucreze în continuare. Dar vreau astăzi să spun un cuvânt de apreciere pentru munca domnului Valeriu Sandu, care a activat în calitate de vicepreședinte pe parcursul la 3 ani și jumătate și care, într-adevăr, împreună cu Direcția Agricultură, împreună cu Direcția Construcție, împreună cu Direcția Dezvoltare Economică, Buget și Finanță, împreună cu întreg Consiliul Raional, cu adevărat, a realizat multe proiecte investiționale, a realizat competențe și a demonstrat într-adevăr capacități bune profesioniste. Eu vă rog foarte mult, cred că merită dumnealui într-adevăr aplauzul noastră. Domnul Sandu, vreți să spuneți
Bine, atunci punem la vot. Cine pentru aceea că a doilea vicepreședinte este fie numit domnul Popa Dmitru, rog să votați. Moratorii. Așa. 19 pentru? Contra? 4. Și s-a obținut? 1. 3. S-a obținut 3. Totalul? Iese? Domnul Gazi, iese totalul? Iese. Bine, felicitări! Așadar, stimați colegi, ordine de zi a fost epuizată. Mai departe, să putem cu ședința Consiliului. Este terminat. Să mă văd. E încerc la toți.